Broasca țestoasă și iepurele. A fost odată ca niciodată un iepure care se lăuda mereu către toate viețuitoarele pădurii cum nu poate fi întrecut de nimeni. Cine are curajul să încerce să mă întreacă? Întreba iepurele adesea, dar nimeni nu-i răspundea. Animalele se săturaseră de la un timp de lăudorosul iepuraș, dar nu avea nimeni ce să spună, căci, într-adevăr, iepurele era cel mai rapid dintre dânsii. Într-o zi, cineva își luă inima în dinți și acceptă provocarea iepurașului. Era tocmai broasca țestoasă. Mă voi întrece eu cu tine, îi strigă broscuța. Tu? Râse iepurele. Nu accept. Nu aș vrea să te faci de rușine în fața întregii păduri. Mai bine recunoaște și tu, la fel ca și ceilalți, că eu sunt cel mai rapid animal. Broasca țestoasă nu se lăsă însă și aranjă ca întrecerea să aibă loc în ziua următoare. A doua zi, când se dădu startul, iepurele lăsă broasca țestoasă cu mult în spatele său. Apoi, ca să râdă de dânsa, se puse pe marginea drumului să doarmă până când avea să sosească și broasca. Aceasta a făcut eforturi mari să ajungă cât de repede. Între timp, iepurele adormi de-a binelea și nu se trezi decât când broasca țestoasă nu mai avea decât un pas și trecea linia de sosire. Nu mai fu cu putință să o ajungă, așa că broscuța câștigă întrecerea. Nu-i așa că ai fost prea încrezător în propriile tale forțe, iepurașule? Îi strigă aceasta. Nu uita că cine e perseverent, chiar dacă e încet, ajunge mereu să treacă linia de sosire. Iepurele s-a rușinat și de atunci nu s-a mai lăudat animalelor din pădure. Învățase și el că cine stăruie, învinge.